După cum știți, președintele României a emis decretul de revocare din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, așadar mandatul meu încetează începând de astăzi. Am fost procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție timp de 5 ani și tot ce am realizat sau nu am realizat, am consemnat într-un raport care va fi făcut public în cel mai scurt timp și care va fi putea fi studiat pe site-ul instituției noastre.